cap de pui. N-a dormit două minute de la atâtea grijuri mult. Maestrul basmelor din lemn s-a născut la Vărzărești, acolo unde natura e mai frumoasă, pădurea e mai aproape și oamenii au simțul umorului. Baba Clanțov te din trunghii din uc. Păi ea are și eu un zâmbet mai șmecher. Adică stai că te prind eu. Pasiunea pentru acest meșteșug a moștenit-o de la unchiul său, Simion Țurcanu, renumit lemnar prin părțile nisporenilor. Ați visat din copilărie? Păi erau undeva gândurile astea, dar s-a spus cineva atunci că am să fiu sculptor sau să am ceva legături cu arta, n-aș fi crezut. Eram foarte mic când un moș din partea mamei făcea uși ferestre și oricum mă impresiona munca, mirosul ăsta de lemn. Era foarte interesant pentru mine. Și băgam nasul peste tot, absolut, să vedă tot procesul, cum și la strungurile care le avea dumnealui atunci. Cum execut moara de apă, așa o lucrare mai liberă. M-am inspirat anume din România, moara de apă care mai sunt, doar nu sunt funcționale, doar ca muzeu, ca punct de atracție pentru turiști. Am adaptat ideea după ce îmi place ca să redau anume cum un lucru, cum curge apa și pune mișcare și roata moarei. Deci întâi întăresc lucrarea, adică piesa, ca să nu fug undeva. Asta e o parte a lucrurilor foarte importantă. Mai parte lucrez cu instrumente electrice. Cum urmează cu lucru cu delțele. Toate năzbâtiile din copilărie și toate lecturile sale își lasă amprente vizibile în sculpturile din lemn. El nu creează o simplă maimuță sau o simplă poartă. Fiecare obiect meșterit de Ion Podaru este ca un basm cioplit în lemn. Imaginea cu lăutarește 3 este dintr-o carte de povești moldovenească. Toate evidența anume straile, portul popular, și apoi e 3 lăutari care la umbra unui copac, cu un pahar de vin la masă, nici moldovean pe uscat nu cântă. Ce rol au poveștile în creația dumneavoastră? Vă plac? Bineînțeles că oricui plac poveștile. Oricum asta ține ceva de visuri, de noi realizări și acum e o inspirație pentru a crea ceva nou. Deci Căianul Maimuței a venit ideea de executa maimuță. Am vrut să fie ceva așa tot haios și de a arăta că adică maimuța și ce exprimă, că adică tot a să fie bine. Efectiv am executat altă mai mare, de acum executat din toate părțile, fie așa care și are mineri de a poți să o puși pe masă, poți să târni și poți să stai și în coadă, să stai și așa. Adică 3 poziții care poate să-ți ia. Vă plac maimuțele? Păi sunt anul maimuțe. Și poate un film productiv. Și mult folos. Ion Podaru a studiat 4 ani la Școala de Meserii numărul 4 din Chișinău, după care intră cu succes la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde și-a început a realiza cele mai neordinare idei. În scurt timp este primit în rândul Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, fiind ales și cel mai bun meșteșugar al anului 2015 pentru promovarea tradițiilor naționale în sculpturile sale artistice. Această diplomă de merit ei se va acorda meșterului Ion Podaru în cadrul concursului național cel mai bun meșteșugar al genului, pe lucrarea artistică a lemnului.
fapt, sunt mai multe momente haioase, ce ține de o singură lucrare care o am, un set șac, care ca preț valorează mult și oamenii sunt impresionați anume de felul cum figurile sunt executate. Dar când spun preț, fac așa niște mimici care se sperie, care diferite reacționare. Publicul nostru este pregătit pentru a aprecia adevăratele operele? Da, bineînțeles, poate nu ai posibilitatea de a procura și poate ce se joacă. Cred că apreciază și totdeauna, adică îmi aduc mulțumiri că execută și o lucrare interesantă. Privind cu atenție lucrarea Saltul Călușarilor, ne dăm seama că meșterul are un auz muzical perfect și un simț al ritmului pe care îl aplică redând mișcarea în lemn. Asta ar fi dansul călușarilor, dansator în mișcare. Ce e mai important în dansul călușarilor, anume saltul ăsta lor. Și se prezintă anume cum el e în salt. Vă plac dansul? Da, dar nu prea dansez. Poarta moldovenească, cum era înainte executat. Stâlpi, ornamentați acolo cu anumite romburi. Și ca să nu fie lucrarea prea simplă, am adăugat un moștigos la poartă. Ceea ce e valabil pentru satele noastre moldovenești, tot tineretul pleacă. Și stă moștiguț în poartă și așteaptă să iei ficiorii acasă. Și ca să nu fie sigur, am adăugat o gâscă, mai de ochet așa. Câteva de linguri. Asta mai mult așa ca decor la bucătărie, roada toamnei, cum ar fi, sau un strugăr de poamă. Cu aceștia trebuie să mai fie și scris Moldova sau Chișinău. Cu costârcul, este simbol de Moldovei, cum șede în cuibul lui. Și am imitat și chiar o crăcană de copac, cum precum ar fi stă acolo. Mai este o idee foarte interesantă de moar de vânt. Pornit tot de la lingură, făcută așa mai stilizată. Și ceea ce am vrut să redau, drumul pânii, un drum nevoios, pescări și apoi până ajunge pânia pe masă. Punem pe foc și că așa fiecare zi cadrez într-o muncă și mă închis la picioare. Mereu experimentează. Pentru un prieten, meșter popular a încercat să creeze un manechin din lemn. I-a dat un chip de dac care urmează a fi îmbrăcat în costum național, căciulă, chimir și opinci. Noroc! Într-adevăr, așa și el o să fie, cu căciulă. Sau în Moldova? Acum încă este în proces, mâinile de acum să lucreze ca pentru vizitatori sau care cumpărători, să fie așa un punct de atracție pentru ei. Am executat însă și partea de sus a corpului, în interior este gol. Din multe bucăți de lemn, încletic. Moment tehnologic, foarte important, când plăcile sunt mult mai late, păstrează lemnul oricare tensiune, doar dat, ci înăuntru este gol, el îți păstrează mult mai mult prin timp. Picioarele la fel, dar tot au, dacă se poate de văzut, în interiorul lui, păi are câteva ariborți, cum ca să vede anume că el tot este în interior gol. În scurt timp, manechinul a ajuns în atelierul meșterului bălțean Dumitru Pascar, de unde îi salută pe toți amatorii portului național. Citește mult, povești, romane istorice și aventuri. Care a fost cea mai mare realizare a anului trecut? Am executat o corabie de pirați dintr-un microbus, o lucrare care aproximativ a luat un an de zile și doar câteva luni până am decis anume care cum să fie executată. Că erau câteva idei din start ca
să fie trei corăbioare. Apoi, să ziceți, doar să fie una, dar ca dimensiuni mai mari. Adică, știu, are aproximativ 11 metri lungime. Și la fel și ca înălțime, peste 3 metri. Dar cu totul ca targă, aproximativ 5 metri înălțime. Acolo construcție, întâi carcasă de metal s-a executat și de acum, ca să redau exact forma unui corăbii, îmbrăcat cu lemn. Menirea de a plimba copiii. Și unde a plecat corăbia? Păi corăbia prin toată Moldova, unde sunt diferite sărbători acolo și moment de atracție pentru copii, chiar și pentru maturi. Corăbia are rost? Da, bineînțeles, da. E autocorabie. Ați plimbat cu ea? Da, bineînțeles. Și e foarte interesant, e plăcut. Mai ales cum ar fi că-s două etaje. Este cum ar fi puntea. Prin oraș, punte, măcar că era frig, dar era foarte interesant unde te plimba. Corabia construită de Ion Podaru va bucura mii de copii care se vor plimba prin oraș, dar meșterul continuă să înnoate în imensul ocean al concurenței, străduindu-se să lucreze și pentru suflet și pentru existență. Prin ce vă atrage lemnul? Pentru că puteați la facultate să alegeți ceramică, altceva? Poate mai stau cineva din părinți anume ca de mers pe alt cale, dar am decis că mi-e aproape de mine să e lemnul. Ce au spus profesorii atunci la școală din meserie? Păi, mare măsură eram năcăjit din cauza că vedeau că am aptitudini pentru meseria dată și față de colegii care erau în grupă, erau cerințe mult mai mari față de mine. Mă punea de multe ori să execut lucrări mult mai complicate, care trebuia mult mai mult materiale pentru a studia, de exemplu, ceea ce se execut. Dar anii 98, nu, 98-2000, cam nu era prea acces nici la internet și chiar în biblioteci materiale de specialitate nu aveam cum găsi. Și era mult mai dificil. Peste idee mai de mult și o execut pentru mine acasă, asta ar fi lustră. Și cum ar fi plafoanele, reprezintă niște floare de cală. În floare o să fie chiar ce reprezintă anume ca partea asta care luminează. Niște, adică becurile propriu-zise. Lucrările sale, Ion Podaru reușește să atingă acea coartă sensibilă a speciei umane. Sculpturile lui Ion Podaru parcă se desprind de la realitate, conducându-ne pe un pod nou, într-o lume de basme.